Cercetătorii de la University College din Londra cred că au rezolvat enigma mecanismului de la Antichitera, considerat primul calculator analogic din lume. Antichitera vechi de 2000 de ani a fost găsit acum peste 100 de ani pe pava unei corăbii romane în Marea Egee. Dispozitivul găsit în 1901 lângă insula grecească Antichitera se afla într-o cutie de lemn decorată cu 2000 de caractere și era format din cel puțin 30 de rotițe din bronz. Potrivit experților, calculatorul antic Antichitera era capabil, printre altele, să prezinte mișcările stelelor și datele la care au loc eclipsele. Perioada asta de construcție este în prezent estimată a fi între 150 și 100 înaintea erei noastre. Gradul de sofisticare mecanică este comparabil cu a unui ceas elvețian din secolul al XIX-lea. Se consideră că a fost construit pe baza teoriilor astronomice și matematice dezvoltate de către astronomii greci. Acest aparat este pur și simplu extraordinar, singurul lucru de acest gen. Designul este frumos, astronomia sa este riguroasă. Cine a făcut mecanica acestui lucru a făcut-o extrem de atent în termen de valoare istorică, consideră că acest mecanism este mai valoros decât Mona Lisa, a declarat profesorul Michael Edmonds de la Universitatea Cardiff, care a condus cel mai recent studiu al mecanismului. Nimeni nu știe cu exactitate istoria ceasului Antichitera, considerat a fi primul computer analogic din lume. Se speculează că acesta ar fi făcut parte din dota unei femei care se afla pe o corabie în drum spre Roma, urmând să se mărite. Arheologii greci au început recent să cerceteze fundul mării cu ajutorul unui robot, în căutarea unor noi dovezi despre această poveste. Între timp, cercetătorii de la University College din Londra au anunțat că i-ar fi descifrat misterul cel puțin parțial. Dispozitivul acționat manual cu o vechime de circa 2000 de ani afișa mișcarea Universului, sunt deplasarea celor 5 planete cunoscute la acea vreme, fazele lunii și eclipsele solare și lunare. Modul exact în care mecanismul reușea să realizeze aceste performanțe s-a dovedit însă greu de deslușit, cel puțin până acum. Oamenii de știință de la UCL cred că au rezolvat cel puțin parțial misterul și au început să reconstruiască dispozitivul cu toate roțile sale dințate pentru a testa dacă teoria pe care au avansat-o funcționează. Credem că reconstrucția noastră se potrivește cu toate dovezile pe care oamenii de știință le-au adunat din rămășițele existente până în prezent, a declarat Adam Wojcik, specialist în știința materialelor la UCL. Michael Wright, fost curator de inginerie mecanică la Muzeul Științei din Londra, a pus cap la cap mare parte din mecanism și a construit o replică funcțională. Însă cercetătorii nu au reușit niciodată să înțeleagă pe deplin modul de funcționare al dispozitivului. Eforturile lor nu au fost ajutate de rămășițile care au supraviețuit sub forma 82 de fragmente separate, construirea mecanismului fiind astfel echivalentă cu rezolvarea unui puzzle 3D uzat, din care cele mai multe piese lipsesc. În studiul lansat în presa internațională, cercetătorii de la UCL afirmă că au reușit să elaboreze noi aranjamente de piese care ar mișca planetele și celelalte componente în modul corect. Soluția permite ca aproape toate roțile dințate ale mecanismului să se încadreze într-un spațiu cu o adâncime de doar 25 de mm. Potrivit acestora, mecanismul ar fi putut afișa mișcarea Soarelui, a Lunii și a planetelor Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn pe inelele concentrice. Deoarece dispozitivul se baza pe ipoteza conform căruia Soarele și planetele se învârt în jurul Pământului, traiectoriile lor sunt mult mai dificil de reprodus cu roți dințate decât în situația în care Soarele ar fi fost plasat în centru.
Cercetătorii cred că acest studiu îi aduce mai aproape de înțelegerea modului în care dispozitivul antichitera afișa cerul. Nu este clar dacă designul este corect sau dacă dispozitivul ar fi putut fi construit cu tehnici de fabricație antice. Inelele concentrice care alcătuiesc afișajul ar trebui să se rotească pe un set de axe imbricate goale la interior, însă lipsa unui strung cu care să fie modelat metalul nu este clar modul în care grecii antici au fabricat astfel de componente. Fie că modelul funcționează, fie că nu, misterele persistă. Nu se știe clar dacă mecanismul antichitera a fost o jucărie, un instrument educațional sau dacă a servit altui scop. Iar în cazul în care grecii antici erau capabili să conceapă astfel de dispozitive mecanice, ce altceva au mai realizat datorită cunoștințelor lor? Deși metalul este prețios, este ciudat că nu s-a găsit sau dezgropat nimic similar, a spus Voicic. Dacă au avut tehnologia pentru a realiza mecanismul antichitera, de ce nu a extins această tehnologie pentru a concepe alte mașinării, cum ar fi ceasurile, s-a întrebat specialistul. În acest moment, dispozitivul antichitera este expus la Muzeul Național de Arheologie din Atena, însoțit de o reconstituire a sa realizată și donată muzeului de către Derek de Sola Price. China a anunțat într-o publicație de specialitate aflată sub controlul statului că ar fi detectat semnale unor civilizații extraterestre cu ajutorul radiotelescopului gigantic Sky-Eye, cel mai mare din lume. Potrivit unui raport al publicației Science and Technology Daily, se pare că ar fi vorba despre două seturi de semnale care au pus pe gânduri pe chinezi, seturi detectate în 2019, respectiv în 2022. Publicația susține că Ministerul Chinez al Științei și Tehnologiei și Astronomii de la Beijing Normal University ar fi detectat câteva cazuri de posibile indicii tehnologice ale unor civilizații extraterestre. Potrivit documentului, semnalele erau diferite de cele captate anterior, iar cercetătorii chinezi le investighează în continuare pentru că nu este exclus să fie vorba de o interferență. Ulterior, raportul a fost aparent eliminat de pe site-ul Science and Technology Daily, ziarul oficial al Ministerului Chinez al Științei și Tehnologiei, chiar când știrea începuse să se răspândească pe rețeaua de socializare Weibo și a fost preluată de alte instituții mass media, inclusiv de cele de stat. Știrea a fost intens dezbătută de presa mondială și concluzia ar fi că sunt atât de multe posibilități de interferențe radio de pe Terra, încât ar fi o eroare să credem că marele telescop chiar a dat de alte civilizații. Interferențele pot veni dintr-o mulțime de surse, telefoane mobile, antene TV, sateliți, dar și electronice și computere ce sunt în zona observatorului. Apoi nu trebuie uitat că au mai fost cazuri și în China, dar și în Statele Unite, în care au fost detectate semnale ce păreau extrem de interesante, dar s-au dovedit a fi generate tot de oameni și de mulțimea de aparate ce funcționează pe Terra. Dincolo de seturile de semnale captate de radiotelescopul Sky-Eye, a fost celebru cazul semnalului WOW din 1977. Cel mai recent în Australia a fost detectat în 2019 un semnal de pe steaua Proxima Centauri, aflată la Patuan Lumină. Semnalul a fost subiectul unui cercetări publicate în revista Nature și s-a dovedit a avea origini pământene, deci a fost o alarmă falsă. Astronomul Alberto Caballero anunță că a localizat locul de unde a fost lansat celebrul WOW Signal, cel mai cunoscut semnal radio extraterestru. În 1977, un cercetător voluntar din cadrul SETI, Jerry Ekman, era martorul unui eveniment cu adevărat ieșit din comun. A fost singurul cercetător din lume care avea să capteze cea mai autentică dovadă a existenței extraterestrilor, un semnal radio devenit faimos sub numele de semnalul WOW. De ce a fost atât de uimit cercetătorul? Pentru că era pentru prima dată când era captat un mesaj clar audio din spațiu sub o formă logică, un ansamblu de sunete care nu avea nicio legătură cu activitatea umană. Expertul a explicat la vremea respectivă că semnalul a fost foarte aproape de frecvența de 1420 de MHz, în condițiile în care sursele naturale de radiații, cum ar fi planetele sau asteroizii, emit o gamă mult mai mare de frecvențe radio.
Potrivit acesteia, semnalul a fost recepționat extrem de puternic, de aproximativ 30 de ori mai intens decât zgomotele obișnuite recepționate din spațiu. Emisia de 72 de secunde a provocat la vremea respectivă un uriaș val de entuziasm. Era primul semnal extraterestru care putea fi înțeles. Potrivit unui studiu publicat de Universitatea Cambridge, cercetătorul a folosit arhiva de date Gaia a Agenției Spațiale Europene, care conține informații despre multe obiecte din Calea Lactee și dincolo de ea. El a restrâns căutările la un anumit tip de sistem solar, reușind să ajungă la 38 de stele candidate. Apoi a ajuns la un rezultat. Sistemul stelar de unde ar fi putut proveni misteriosul mesaj primit pe Pământ în anul 1976 este 2 mas 192 264. Cu alte cuvinte, dintre multele stele cercetate de unde se crede că ar proveni ciudatul semnal, acest mesaj stelar a fost singurul care a fost confirmat a fi similar cu cel solar. Dacă există o exoplanetă capabilă să susțină o civilizație inteligentă, există posibilitatea ca ea să fie aici, a declarat cercetătorul. Acest sistem stelar se găsește la aproximativ 1800 de ani lumină distanță față de Pământ.